Anul 2015 a adus fotbaliștilor de la Astra satisfacția unor partide de neuitat în Europa League. Un parcurs bun în Cupa României și în Cupa Ligii. Primul loc în campionat, cel mai bun fotbalist al anului în persoana lui Constantin Budescu, dar și unele dintre cele mai tari vorbe de duh sau perle, rostite prin conferințele de presă de către antrenori sau comentatori sau la adresa fotbaliștilor giurgiuveni. Începem cu Dumitru Dragomir, la adresa lui Denis Alibec. Alibec trebuie să o lase mai moale cu țigările, că talentat e, dă-o naibii de aici. Știți ce face? Se duce cu țigara și în duș. Marius Șumudică, antrenorul Astra, a fost întotdeauna un personaj plin de vorbe de duh. Eu nu sunt ca FCSB să stau să le dau punguțe non-stop jucătorilor. Noi le dăm să mănânce murături, gogonele, gogoșari, că acolo sunt vitaminele. Continuăm tot cu Marius Șumudică, un antrenor care vede roșu în fața ochilor când e vorba de Steaua. Băi frate, sunt vreo 2-3 echipe la ale căror goluri comentatorii strigă ca la meciurile din Argentina, nu se mai opresc. Gol! 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 Foarte bine, trimite acum o pasă lungă pentru Amrun, Amrun, intră în careu, Amrun! Gol! Gol Steaua, minutul 3, Amrun deschide scorul. Și când marcăm noi, Alibec, gol! Referitor la Constantin Budescu, mulți s-au exprimat cu privire la caloriile în plus pe care mijlocașul nostru l-ar fi strâns prin bucătărie, printre ei și Cornel Dinu. Budescu a avut un ritm între bucătărie și sufragerie. Una peste alta, nici Alibec nu se lasă mai prejos și, ca să justifice un gest pe care nu l-a făcut, a fost nevoit să invoce legile fizicii. Nu știu de ce am fost eliminat, că l-am scuipat pe arbitru, eram la distanță de el, cum să scuip pe cineva de la 7 metri? Ei bine, finalul nu putea să-i aparțină decât totului Marius Șumudică, un personaj care de fiecare dată a fost deliciul ziariștilor. Chiar erau mulțumiți cei de la Almar de condițiile, nu s-au așteptat. Când au venit pe drum și au văzut că sunt pepeni și roșii la fiecare curte în față și oamenii care stăteau, nici nu știau ce se întâmplă, a crezut că e expoziție, îmi zicea unul. Și așa, când au ajuns aici și au văzut acest stadion minunat și tot ce e aici, au spus că nu le vine să creadă, să așteptau cine știe la ce.